Școala de bani pe roți a ajuns de o săptămână și la Giurgiu. Este vorba de un program care se adresează copiilor cu vârstele cuprinse între 7 și 14 ani, program care face parte dintr-un proiect național de educație financiară inițiat de Banca Comercială Română. Astfel, în format interactiv, copiii realizează că banii se câștigă greu și se consumă ușor, că nu întotdeauna prețul unui obiect este egal cu valoarea acestuia, că trebuie să fie informați înainte de a lua o decizie financiară. Luni 21 octombrie, 19 copii din clasa a doua de la școala numărul 6 au participat la acest program de inițiere susținut de trainerii Constantin Teodor Alexandra și Mițel Adrian. Urmează să vă împărțim pe câte 3 echipe. Fiecare echipă va primi câte un cartonaș. De fiecare cartonaș e câte un lucru, de exemplu, familie, ciocolată, casă. De toate? Fiecare lucru are câte un cartonaș. Și voi o să primiți 3 cartonași la 3 echipe, adică un cartonaș la fiecare echipă. Aici trebuie, o să vă dau câte un marcă și trebuie să scrieți niște numere aici. Aveți valoare materială, emoțională și ascunsă. Toate adunate, să fie 5. Asta plus asta egal cu 5, ok? Da. Și vrem să dăm ceea ce credem noi. Vă consultați și așa. Și ziceți care ar fi, adică de exemplu, familie, zic eu, materială 0, pentru că nu putem să ne cumpărăm sau să vindem una. Emoțională 4, pentru că e familie. Și ascuns 1, pentru că putem să mergem în oraș cu ea, putem să ne plimbăm, putem să cerem sfaturi. Putem să facem mai multe activități alături de familia noastră. Acest program folosește învățarea experiențială și jocuri special create de Universitatea din Viena pentru a-i ajuta pe cei mici să acumuleze într-un timp foarte scurt cunoștințele pe care să le folosească toată viața.